Curtea domnească din Târgoviște este un simbol al existenței noastre peste veacuri. Unii dintre cei mai importanți domnitori ai țării românești au condus de aici și au lăsat o amprentă în istorie. La Târgoviște au fost tipărite primele cărți din spațiul românesc și sud-est european. Să nu uităm că aici, la Mănăstirea Dealul, lângă Târgoviște, începând cu anul 1508, Macarie, călugărul Macarie, reușește să tipărească primele cărți la doar 50 de ani după ce Gutenberg a inventat tiparul. Curtea domnească a reprezentat și un loc deosebit din punct de vedere politic, militar, cultural. Să nu uităm că în decursul celor 300 de ani, mari voievozi ai neamului românesc au lăsat amprenta aici la Târgoviște. L-am amintit pe Mircea cel Bătrân, cel care a mutat capitala de la Curtea de Argeș la Târgoviște. Merită să-i amintim de asemenea pe Vlad Țepeș, cel care aici, în casa bunicului său, a domnit la Târgoviște. De asemenea, merită amintiți voievozii care au lăsat și o amprentă culturală foarte puternică. Mă refer la Neagoe Basarab, cel care avea să mute și mitropolia țării românești la Târgoviște. Mă refer la, apoi la Petru Cercel, pentru că de Petru Cercel ne leagă construcția, de fapt dezvoltarea curții domnești, o amprentă pe care o putem vedea și astăzi extrem de vizibilă, prin ridicarea aici la curtea domnească a unei biserici absolut fabuloase, prin pictura pe care o păstrează, o pictură datată la 1698, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. L-aș aminti după Petru Cercel pe fratele său, Mihai Viteazu, cel care de aici, de la Târgoviște, avea să plece în ideea sa de a uni politic și militar cele trei țări românești. Prima universitate cu predare în limbile latină și slavonă din țara românească a fost înființată de domnitorul Matei Basarab la Târgoviște. Ultimul voievod care a stăpânit aceste meleaguri a fost Constantin Brâncoveanu. La Târgoviște există și Muzeul Evoluției Omului, unic în România și în această parte a Europei, prin exponatele sale. Este vorba de cele mai vechi mărturii ale simbolismului omului de Neandertal și, în primul rând, mă gândesc aici la cele 8 recipiente fabricate din partea superioară a stalagmitelor, prin detașarea stratelor, pentru prepararea ocrului, mai precis a vopselelor cu care omul de Neandertal probabil se vopsea facial, corporal sau își vopsea veșmintele, singurele din lume, cu o vechime de peste 52.000 de ani. Acest muzeu găzduiește mai mult de 3 pătrimi din toate obiectele de artă și de podoabă mai vechi de 10.000 de ani, care au fost descoperite în România de-a lungul tuturor timpurilor. Echipa emisiunii Investiții în România a avut privilegiul de a realiza o filmare în premieră. De curând, muzeul s-a îmbogățit cu un exponat într-adevăr excepțional. Anul acesta, echipa pe care o coordonez științific, pe șantierul de la Poiana Cireșului, unde șefa șantierului este colaboratoarea mea, dr. Elena Cristina Nițu, am descoperit prima statuetă tip Venus din Paleoliticul din România și din sud-estul Europei, cu o vechime de 23-24 de mii de ani carbon 14 calibrați. Pasionații de istorie vor fi cu siguranță răsfățați în Târgoviște. Trecutul este prezent la orice pas, de aceea este de dorit ca elevii să aibă în programă o lecție în acest spațiu. Orașul nu duce lipsă de modalități de petrecere a timpului liber și spații de cazare moderne. Dorința noastră a fost ca să asigurăm clienților care trec prin Târgoviște un spațiu de cazare plăcut, liniștit, cumva și în centrul orașului, dar și retras în același timp. Avem capacitatea de cazare de 60 de persoane, în camere duble, camere twin și apartamente. Suntem în lucru cu piscină și cu un centru spa. Urmează ca ulterior, în cursul acestui an, spre finalul acestui an, să fie date și acestea în folosință. Pentru corporate avem o sală de conferințe modernă, dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, sistem de sonorizare, microfoane wireless. Capacitatea sălii este de 40 de locuri, dar spațiul ne permite, în celelalte săli de festivități, să facem conferințe la o capacitate mai mare.